Istoria controversată a domnitorului Vlad Țepeș rămâne un subiect de infinită discuție, interpretare și sursă de inspirație pentru nenumărate opere de literatură fantastică ce i-au oferit faima legendară pe care o are în ziua de astăzi. Odată cu asocierea sa cu faimosul Dracula și stabilirea definitivă a locuinței sale, în mod fals, la Castelul Bran, intenția de a dezvălui și alte întâmplări și locații de o mai mare importanță pentru legendarul domnitor a găsit puțină susținere din partea autorităților, ce din lipsă de fonduri poate, au lăsat ca importante locuri de legendă să se piardă treptat în ruină. Cetatea Poenari, căci despre un astfel de loc este vorba, a însemnat pentru misteriosul domnitor o mai mare importanță decât orice altă cetate care îl poate asocia pe Vlad Țepeș cu Dracula. Construit în secolul XIV, de către un alt domnitor controversat, Negru Vodă, domnitor atribuit cu înființarea însăși țării românești, cetatea Poenari a însemnat pentru apărarea pământului de la sud de Carpați un important punct strategic, sub forma unui releu de comunicare cu centrul de putere de la Curtea de Argeș. De asemenea, aceasta a fost cetatea pe care Vlad Țepeș a întărit-o și a lărgit-o, dându-i forma de astăzi, dorind să o transforme dintr-un turn fortificat de semnalizare a apropierii armatelor dușmane într-un punct strategic de apărare. Însă povestea cetății nu se oprește aici, aceasta fiind probabil în ochii literaturii fantastice occidentale cel mai bun competitor al legendarului Castel Bran ca și cămin al vampirului transilvanean. De vreme ce admiratorii lui Bram Stoker asociază castelul din Pasul Rucăr cu fantasticul personaj, Jules Verne, spunându-se că trecând prin țara românească în 1882, la îndemnul unei prietene apropiate de ale sale, Luisa Müller din Homorod, și-a găsit inspirația scrierii romanului său, Castelul din Carpați, în însăși cetatea Poenari, pe care se crede că a și vizitat-o. Romanul mai sus menționat conține elemente vampirice, ce se crede că l-au influențat mai târziu pe Bram Stoker în a-și scrie seminala operă, de vreme ce cartea lui Jules Verne a apărut cu 5 ani înaintea lui Dracula. Importanța cetății este cu atât mai mare cu cât Vlad Țepeș chiar a locuit în aceasta, spre deosebire de Bran, pe unde acesta doar a fost în trecere. Din păcate însă, din anii 70 încoace, perioada în care singurele lucrări de acces și de restaurare a cetății au avut loc, bătrâna fortăreață nu a mai trezit interesul niciunei organizații de reabilitare și de reconstrucție, rămânând în grija muzeului din Pitești, ce lucrează la continua sa conservare și la îndepărtarea hoților de materiale de construcție. Fundația Artex însă, cofinanțată fiind de către Uniunea Europeană, a lansat în luna noiembrie anului curent un proiect de reabilitare turistică ce își propune să aducă într-un mod pregnant cetatea Poenari pe harta importantelor obiective turistice ale țării, mizând pe adevărul istoric al locuirii lui Vlad Țepeș în cetate. Proiectul de Cetatea Poenari pentru Fundația Culturală Artex înseamnă un început în încercarea de a promova turismul în România, un început de a redescoperi frumusețile României și totodată dorința noastră de a contribui la creșterea numărului de turiști din România prin prezentarea unui obiectiv, credem noi, inedit în istoria țării noastre și inedit în zilele noastre, prin locația cetății Poenari, prin peisajul din munții Argeșului și ne dorim astfel să avem un succes cât mai mare cu acest proiect. De asemenea, cetatea Poenari are o sumedenie de legende locale ce accentuează dramatismul conflictului existent în anii domniei lui Vlad Țepeș dintre valahi și turcii otomani. Cetatea Poenari a fost reședința lui Vlad Țepeș până a se retrage în Transilvania.
Cetatea Poenar are o istorie fantastică. Se spune că soția domnitorului, în momentul în care a avut loc o invazie a turcilor, s-a urcat pe zidurile cetății, spunând că dacă turcii vor invada cetatea, se va arunca de pe ziduri, lucrul pe care l-a și făcut. Astfel a luat naștere și râul Doamnei, care de atunci are o culoare roșie. Localnicii spun că această culoare a râului Doamnei nu s-a schimbat niciodată. Așadar, cetatea Poenari este ca un bătrân străjer din munți, ce servind cu brio țara românească în tumultoasele vremuri ale secolului XV, cheamă noi generații de români să cunoască legendele locale ce s-au născut în jurul ei, cât și pe toți oamenii atât din țară, dar și de peste hotare, pasionați de mitul fantastic al lui Vlad Țepeș, să capete o introspectivă mai realistă, dar nu mai puțin dramatică, a vieții acestui personaj extraordinar.